Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că vorbim în această seară eu împreună cu invitații mei despre ce înseamnă consumul de droguri la nivelul județului Buzău și despre cum am putea să prevenim noi ca și societate aceste consumuri. Aș vrea să-mi spuneți, am tot primit sesizări în ultima vreme. Bine, sesizările astea sunt de ani de zile. Se adună tineri, prima dată sunau așa, se adună în spate la CEC, fac gălăgie, consumă droguri și alcool. Asta era. După aceea s-au mutat la Kauflandul nou, la Kauflandul vechi. Și acolo era o problemă. După aceea s-au mutat la Kauflandul nou și după aceea acum ultimele sesizări sunt cu privire la Lidl-ul nou. Există o legătură între aceste grupuri de tineri care se manifestă cum ne manifestam și noi la un moment dat. Eu vă recunosc faptul că nu sunt neapărat împotriva acestor grupuri, întâlniri, pentru că și eu, cu multă vreme e adevărat în urmă, dar am făcut parte din astfel de grupuri și nu eram neapărat cei mai liniștiți și cei mai silențioși. Dar prefer să-i văd acolo într-o parcare decât să îi văd cum aflasem în urmă cu vreun an, doi, că își dădeau întâlniri și se găseau pe platformele blocurilor tur. Deci prefer să-i văd în parcări decât sus pe blocuri. Există legături între astfel de întâlniri și consumul de droguri? Persoanele care sunt prezente în astfel de... A devenit o modă acum ca și tinerii să se întâlnească atât timp cât vremea o permite în parcările marilor supermarketuri. Într-adevăr, sunt destul de diferite grupulețele astea. Adică nu le putem caracteriza pe toate ca fiind, să zic, nocive. Adică mulți nu consumă alcool, nici măcar ne putem duce prea departe gândindu-ne la droguri. Socializează, se întâlnesc, discută de multe ori în niște condiții absolut civilizate. Parchează mașinile în zona respectivă și stau efectiv de vorbă. Cu apă și suc pe capota mașinii. Nu vorbim, cel puțin la Buzău până acum s-a întâmplat, sau cel puțin n-au fost sesizate evenimente cu privire la aceste persoane. Că probabil ar putea exista și un oarecare consum, dar încă nu știm despre ce e vorba acolo, să o spunem foarte clar, nu avem sesizări în acest sens. Bun, însă zilele trecute am fost anunțați printr-un comunicat de presă despre faptul că un tânăr care consumase ceva substanțe a fost găsit pe o bancă de pe Bulevardul Bălcescu, dacă nu mă înșel. Da. Au mai fost câteva episoade și prin toaletele școlilor. Au mai fost episoade când au fost despistate asupra tinerilor, surprinzător de tineri, adică cu vârste destul de mici, astfel de substanțe etnobotanice. Este atât de frustrant ca părinte să îi lași inclusiv mâncarea pe aragaz, pentru că e prea mic să și-o pregătească și tu să afli că la vârsta aceea, de fapt, el este consumator de droguri. Stai și te întrebi oare în ce fel de societate trăim. Până la urmă, asta e societatea și trebuie să ne pliem pe ea. Care sunt simptomele care ar trebui să le dea de gândit profesorilor, părinților? La școală, în primul rând, absenteismul, deci fac absențe, dar sunt absenți și de la oră. Sunt prezenți fizic, dar nu sunt atenți, da? Somnolență, dorm cu capul pe bancă sau sunt foarte agitați, asta la școală. Ca să nu mai spunem de semnele fizice, ochii roșii, pupila dilatată, uneori observăm modificări de comportament în sensul că sunt și foarte gălăgioși și agresivi. Sau, cum am zis, în partea cealaltă, somnolenți, obosiți, nu, devin mai palizi la față, slăbesc, pierd în greutate. Asta și în funcție de drogul pe care îl consumă și, până la urmă, și de problemele sau imunitatea pe care o are organismul în sine, pentru că nu putem să generalizăm, dar în mare astea sunt semnele. Acasă, observăm că vine mai târziu acasă. Începe să îi miroasă hainele, mirosa, zicem noi, a tutun, dar este un miros mai dulceac de tutun, respectiv la consumul de marihuana. Folosesc foarte multă gumă mentolată ca să mascheze mirosul, da? Mănâncă noaptea,
se duc la frigider, de unde nu obișnuiau să mănânce noaptea, acum observăm că merg noaptea la frigider, consumă multe lichide și consumă multe dulciuri. Sau o altă manifestare, nu mai au poftă de mâncare și atunci slăbesc brusc. Le sună telefonul, nu vor să răspundă de față cu părinții sau cu prietenii. Își schimbă anturajul. Bine, asta în condițiile în care și știm cu cine obișnuia copilul nostru să iasă. Devine revendicativ, îți răspunde obraznic. Pleacă de acasă, pleacă noaptea, poate nu te prinzi din prima, dar o să observ la un moment dat că lipsește copilul, maschează cu perne, cu plapuma și așa mai departe. Deci își modifică comportamentul, aspectul fizic, lipsesc lucruri de valoare din casă, spune că și-a pierdut sau și-a spart telefonul, dar el de fapt l-a vândut pentru a face rost de bani, să-și cumpere o doză de ce consum, drog. În mare. În mare. Domnule Stanciu, zilele trecute titram cu litere de o șchioapă. Eram băut și drogat, n-am știut ce fac. Este declarația celui care și-a ucis prin incendiere iubita de pe Bulevardul Bălcescu. Este un... Sunt urmări ale consumului de droguri. Dumneavoastră sunt convinsă că mai aveți și altele în cunoștință. Putem să o numim o criminalitate asociată consumului de droguri. Deci eu vreau să atrag atenția chiar până unde se poate ajunge. Acel caz a fost un caz extrem de tragic ca și finalitate cu ce s-a întâmplat cu tânăra respectivă. Într-adevăr, așa a fost. Autorul consumase anterior droguri de risc, de mare risc. Pe lângă acest caz, care este unul de notorietate și ca și consecințe extrem de grav, ne putem confrunta și cu altfel de infracțiuni vis-a-vis de consum de droguri. Fie că îi conferă celui care consumă un curaj, o agresivitate crescută, astfel încât ne putem întâlni cu infracționalitate prin agresiuni de violență fizică, fie că ne trezim că fură ori din casă, ori din alte locații pentru a-și procura drogurile de care are această mare nevoie, fiind toxicoman la momentul respectiv, fie că ne referim la o persoană care conduce un autoturism pe drumurile publice, fiind sub influența de astfel de droguri, momente în care nu mai are aceleași reacții, aceleași percepții, simțurile și reacțiile nu mai sunt normale, ca și a unui om care n-a consumat, și ne putem trezi că pe șosele se întâmplă un adevărat carnagiu, motivat de un astfel de conducător auto care consumă astfel de substanțe și se urcă la volan. Și pentru că vorbim despre conducători auto, înțeleg că testele de alcool acum pot fi însoțite și de aceste teste. Nu, există și o avem în dotare așa poliției Buzău, IPJ Buzău, un test specific, drug testul ăsta, care n-are legătură cu, este un alt aparat, prin care se fac testări și am făcut o mulțime de testări de genul ăsta. Fie când am constatat că respectivul conducător auto are niște simptome specifice sau cel puțin ciudate față de un comportament normal, fie când am organizat și desfășurat activități în zona localelor de alimentație publică, să le zic așa, cluburi, baruri, unde se adună foarte mulți tineri care au în preocupări astfel de activități. Vorbeați mai devreme despre infracțiunile pe care le comit consumatorii de droguri. Din păcate, noi în societatea românească avem împământenite anumite idei și principii, nu întotdeauna foarte sănătoase. În momentul în care un adolescent, un copil, îți fură din casă și ai bănuiala că banii aceia sau bijuteriile sau electricitatea
electrocasnicele au dispărut pentru a satisface nevoia de drog. Merg părinții, vin părinții către polițiști pentru a spune astea? Am avut situații de genul ăsta în care oamenii au venit, deși le-a fost greu și să vină să reclame, dar cel mai mult le-a fost greu să conștientizeze faptul că este cel de lângă el, cel copilul pe care l-au crescut și l-au educat fără succes, de altfel, că se trezesc cu lipsă de diverse bunuri care s-au valorificate bunuri din casă, tocmai pentru a procura nenorocirile astea. Da, e foarte greu. Dumneavoastră sunteți implicați direct, noi încercăm să, prin intermediul dumneavoastră, să fim alături și de o parte și de cealaltă, adică și de cetățeni și de oamenii care încearcă să facă ceva. Sper să și reușim și înțeleg că există foarte multe campanii în acest sens și chiar în următoarea perioadă urmează să se desfășoare o campanie. În prezent este o campanie a Ministerului Afacerilor de Interne, care grupează toate structurile teritoriale, dar se desfășoară la nivel național. Se numește 10 pentru siguranță, 10 de la nota 10 și pentru siguranță, siguranța elevilor, pentru că mergem țintit către școli, participă centru antidrog din fiecare județ, inspectoratul de poliție din fiecare județ, ISU, jandarmeria, toate structurile sunt implicate. Bineînțeles, cu sprijinul inspectoratului școlar. Campania deja se află în plină desfășurare. Astăzi am fost, spre exemplu, la Pogoanele și Zmeni, liceul teoretic și școala gimnazială. Deci vizăm toate grupele de vârstă. Pe lângă asta, Centrul Antidrog și Agenția Națională în special marchează anumite zile pe parcursul anului. Ziua Națională Antidrog, Ziua Națională împotriva tutunului, Ziua Mondială împotriva consumului de droguri și așa mai departe. Au fost campanii și vor fi. Pe lângă asta, pe parcursul anului școlar, noi implementăm proiecte naționale. Și la fel se adresează preșcolarilor, deci clasa 0, 1, 4, în gimnaziu, la licee, activități punctuale, mergem și la post-liceale și la Universitatea Biotera, de altfel. Eu cred că este foarte important să amintim că avem proiecte care, prin intermediul școlii, se adresează chiar părinților. E un adevărat proiect, e ca un curs de parenting, dacă vreți. Doar că se desfășoară prin școală și chiar este interesant și gratuit. Nu trebuie să plătești pentru asta, se numește Eu și copilul meu. De anul trecut, am implementat doar într-o singură școală anul trecut, dar anul acesta vrem să dezvoltăm proiectul ăsta. Mai avem proiecte pentru cei care deja au experimentat consumul, dar sunt doar la faza de consum, să zicem, pentru prima dată. Au consumat, au văzut despre ce este vorba, da? Și atunci implementăm acest proiect în colaborare cu Serviciul Probațiune. Deci persoanele care sunt în cadrul serviciului de probațiune, formăm, noi suntem deja, ăsta este al patrulea program pe anul acesta, pe care în octombrie, chiar în septembrie îl și implementăm. Deci ne adresăm tuturor. Mergem pe parcursul vacanței, nu stăm degeaba, mergem în tabere sau mergem în instituții. Deci avem desfășurate campanii inclusiv în comunitate, la marile adunări, la zilele festive, la tabără școlară, tabără de la Poiana Pinului, la Bisoca, împreună cu jandarmii. Deci, campanii de prevenire, de informare, de conștientizare, unde ducem noi lipsă sau nu găsim cooperare la părinți, adică ne dorim să fim prezenți la ședințele cu părinții, 10 minuțele, măcar să le spunem ce v-am spus și dumneavoastră în seara asta, că doar nu trebuie să dăm foarte multe informații, dar să aibă habar de modificările care intervin în comportamentul copilului sau în aspectul fizic sau psihoemoțional al copilului în cazul în care chiar te preocupă. Din păcate sunt aglomerați părinții, vin la ședințele pe fugă de la școală, că trebuie și pe fugă și asta. După programul pe care îl desfășoară la serviciu, este destul de complicat, dar noi încercăm în continuare.
Noi am încercat și până acum să fim alături de campaniile acestea împotriva consumului de droguri. Ne propunem ca de acum încolo aplicarea noastră să fie una mai mare și ne alăturăm tuturor celor care sunt implicați și vom încerca mai mult și, eu știu, cu mai multe informații să venim în fața telespectatorilor, astfel încât să reușim să salvăm măcar tinerii aceia care ajung să consume din curiozitate, din neștiință, pentru că... Din întâmplare, așa cum a spus colega mai devreme, din întâmplare, că au fost la o petrecere unde cineva i-a pus în băutură ceva o care substanță, l-a făcut să se simte după extraordinar. După care el vine în întâmpinarea celui, dar mi-a plăcut cum a fost și hai să mai vedem cum mai a doua oară. Și de a doua oară cresc riscurile de a deveni chiar o preocupare, pot să spun. Să sperăm că pe aceștia vom reuși cumva să-i ferim de acest risc. Cu certitudine ne vom mai revedea aici în studioul Campus TV. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, iar următoarea întâlnire sper să fie undeva pe teren și noi să venim în fața telespectatorilor să prezentăm ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Cu mare drag! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, seară minunată! Vă doresc, la revedere! Dă prioritate siguranței copilului tău.